În perioada când cei mai mulți dintre copii se pregăteau să-l întâmpine pe Moș Crăciun, Luiza primea cel mai urât cadou din viața ei, un diagnostic care avea să zdruncine puternic întreaga familie. Medicii i-au descoperit o tumoră malignă de gradul 3-4 în zona feței. Inițial, aceasta a fost operată la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, dar medicii români nu i-au dat șanse de supraviețuire. Părinții însă nu și-au pierdut speranța, căutând alternativa care să le salveze fetița. Și-au găsit-o la un spital din Italia, însă costurile depășesc posibilitățile financiare ale familiei. Este o fetiță, e ca o prințesă. Luiza este o prințesă. I-au cam scăzut puțin așa încrederea în ea. Chiar înainte de operație, tatăl ei spunea că este foarte traumatizată. Era teamă de operație. Deși o luptătoare, și luptătoarele câteodată mai au momente că nu mai sunt așa de luptătoare. Este un copil, ca toți copiii, excepțional, nemaipomenit. Este copilul părinților săi și atunci este și copilul nostru. În scurt timp, întreaga comunitate din localitatea Cumpăna, acolo unde locuiește Luiza, s-a mobilizat și aproape că nu a existat om care să nu doneze, chiar și o sumă simbolică pentru copilă. Copiii de la grădinița și de la școala din comun au strâns aproape 100 de euro, iar oamenii continuă să doneze. Și eu am un băiețel care a trecut printr-o astfel de experiență și nu puteam, dar suntem o clasă întreagă, deci suntem părinți de la clasa 1-a E. Ai impresionat? Da. Ce e în sufletul unei mame care trece prin așa? Nu există cuvinte, nu pot să definesc. Nu, așa ceva nu se poate descrie, e îngrozitor. S-a făcut ședință la nivelul liceului cu Consiliul Reprezentativ al Părinților, s-a prezentat cazul, iar părinții care au fost la ședință au mers în clasele respective și au rugat părinții să fim umanitari, să fim alături de acest copil al școlii. Nu cred că se poate spune ce simte un părinte, cred că toți, fie că avem, fie și eu sunt mamă într-adevăr, fie că avem sau nu avem copii, am fost alături de acești oameni. Noi știm că un copil trebuie să crească, grijă de copiii săi, să dezvolte și să poată să își producă sau să-și creeze un viitor. Cazul Luizei a fost cu atât mai surprinzător, cu cât el a venit imediat după sărbătorile de Crăciun și în momentul în care am aflat că această situație deosebit de gravă s-a întâmplat la noi în comunitate, ne-a mobilizat atât Consiliul Local, cât și școala, Asociația pentru Dezvoltare Comunitară, pe care o avem aici în comună, cât și parohiile, să ne mobilizăm și să îi oferim un mic ajutor. Familia a reușit să strângă banii necesari pentru prima operație și în urmă cu o săptămână a plecat în Italia, acolo unde Luiza a fost deja operată. Noi tot încercam să îi solicităm un extras de cheltuieli domnului doctor care a operat-o, iar dânsul ne-a spus că din punctul de vedere și al statului italian, dacă statul român va dori să plătească această operație, este ok. Dacă nu, o să considere că a plătit-o Dumnezeu. Medicii au eliminat tot mușchiul obrazului drept, dar și o parte din mandibulă. După operație, copila nu își va putea folosi ochiul drept câteva luni. Apoi vor începe ședințele de radio și chimioterapie. Pe rețelele de socializare, acolo unde a ajuns și apelul disperat al tatălui, mesajele de încurajare nu se mai opresc. Capul sus, copil frumos, Dumnezeu este cu tine și noi cei dragi suntem aproape de tine. Zâmbește că ești o fetiță frumoasă și îmi doresc să fiu aproape de tine, să te susțin, să fiu lângă tine. Ridică-ți capul sus ca o învingătoare, tu ești o fetiță puternică. Multă sănătate și curaj. Luiza, ești o fetiță foarte frumoasă și puternică. Împreună cu părinții tăi minunați o să treceți cu bine peste aceste greutăți, însă notoșire ușoară și grabnică. Te pupăm, scumpo! Multă sănătate, îngerașule, să fii puternică așa cum ai fost și până acum. Sunt doar câteva dintre mesajele primite. După terminarea tratamentului se va încerca reconstrucția parțială a părții feței afectate, însă există riscul ca această parte să rămână paralizată total sau parțial. Nu știm ce se va întâmpla însă cu tratamentul de chimioterapie, când îl vom începe și unde îl vom începe, probabil tot aici în Milano. Ce se va întâmpla cu restul de reconstrucție facială, cu chirurgia plastică? Iată conturile în lei sau euro în care puteți dona. Pentru ca Luiza să se întoarcă acasă, părinții au nevoie de ajutorul nostru. Este momentul să fim solidari cu toții și să îi întindem o mână de ajutor fetiței.